Acesta este diferit față de alți ani, este un triaj observațional. Se face prin aprecierea generală a stării de sănătate. La prima oră de curs, cadrele didactice vor observa și vor pune întrebări pentru a aprecia starea de sănătate a elevilor. De aceea, eu am instruit aceste cadre didactice și am, printr-o aplicație electronică Webex, în Consiliul Profesoral, săptămâna trecută, anterior începerii anului școlar, și am instruit despre noțiuni generale despre infecția cu SARS-CoV-2, simptomatologia specifică COVID-19, despre purtarea și dezechiparea corectă a măștii, despre importanța spălatului pe mâini și a dezinfectării mâinilor, de asemenea despre măsurile de distanțare socială, despre păstrarea acestora. Astfel încât, la prima oră de curs, cadrele didactice să poată identifica acei copii care fie au febră, fie prezintă simptome specifice infecției COVID-19, și anume tuse, dificultăți de respirație, ei pot avea și vărsături sau diaree. Dacă un copil prezintă aceste simptome, se va aplica protocolul de izolare, adică copilul va fi imediat izolat, el poartă mască și va fi extras din clasă, din grupa respectivă și dus într-un izolator. Fiecare școală are acest izolator, o încăpere separată și noi avem acest izolator. Ca o noutate, anul acesta, Primăria Capitalei, prin ASSMB, derulează programul Școli Sănătoase în București, prin care pentru acești copii care prezintă febră și sau simptome de SARS-CoV-2 și nu pot participa, prezența lor nu mai poate fi realizată la cursuri, se poate da posibilitatea să se testeze gratuit RT-PCR pentru a afla dacă într-adevăr au sau nu COVID-19. Noi vom completa o înștiințare prin care certificăm că starea copilului nu mai permite prezența la cursuri și vom mâna această înștiințare părintelui sau reprezentantului legal și numai dacă acesta vrea, deci este voluntară înscrierea în acest program. Prin acest program se poate testa gratuit copilul RT-PCR pentru aflarea diagnosticului. Apoi el va merge la medicul de familie, se va stabili conduita pentru diagnostic și tratament și va reveni în colectivitate cu adeverință și cu aviz epidemiologic în care să ateste că este apt de revenire în colectivitate. Să acopere nasul, ca să vedem toată lumea, nasul, gura
și făglia foarte bine, iar în părțile laterale să nu existe părții libere. Dacă că aveți masă ca mine, partea colorată a măștii se pune spre exterior, foarte bine. Există și varianta măștilor textile, cum văd la mult în care voi aveți, și acestea sunt foarte bune. Da? Este perfect. Obligatoriu, toți copiii trebuie să poarte această mască de protecție. A doua măsură importantă, după cum am discutat, este spălarea energică a mâinilor, dezinfecția mâinilor, mâinile trebuie să fie curate. Ia să vedem, știe cineva de câte ori trebuie să ne spălăm pe mâini? Vă vor contacta